Peste 80% dintre bolnavii cu Alzheimer rămân nediagnosticați în România. Conform studiilor de specialitate, numărul bătrânilor afectați de demență se va tripla în următorii 40 de ani. În acest context, Societatea Română Alzheimer își intensifică eforturile de a semnala că lupta împotriva demenței trebuie să fie o prioritate pe plan național. Trebuie să recunoaștem cu regret că strategia și planul național pentru demență cu precădere demența din boala Alzheimer, lansat anul trecut în 2014, nu a avut un răsunet direct sau nu a avut un răsunet asupra politicilor de sănătate. Privind în contextul suferințelor cronice și a situației îngrijirilor pentru aceste suferințe cronice, îndeoseb la vârstnici sau cu precădere la vârstnici, sigur că situația în România se menține în continuare complicată. Prezintă cam 15% din totalul populației. 20% au nevoie de îngrijire la domiciliu pentru diferite suferințe cronice. Atât specialiștii cât și publicul larg prezenți la Conferința Națională Alzheimer, ediția 2015, au discutat despre lipsa serviciilor adecvate, cum ar fi centrele de zi, sprijinul social pentru familia sau îngrijitorii persoanei cu demență, îngrijirea la domiciliu, lipsa personalului specializat, în speranța că guvernanții îi vor auzi. Pentru acoperirea lor, deci vorbim de îngrijirea de lungă durată, deziderat, sigur, foarte ambițios pentru România, rămânem în continuare la o acoperire de 0,26%. Sunt niște lucruri foarte greu de realizat în România, mai ales în contextul economic și politic în care ne aflăm. Aceste lipsuri îngreunează diagnosticarea și tratarea bolnavilor cu Alzheimer.